De ziua îndrăgostiților nu trebuie să te gândești neapărat la lucrurile materiale și la cât de mult să cheltui pentru jumătatea ta. Sigur că nu este nimic rău în a-i cumpăra partenerului ceva de care știi că are nevoie sau își dorește de mult timp. Însă, în această zi, gesturile romantice și cele prin care îți arăți grija și iubirea ar trebui să strălucească. Indiferent de ce activități alegeți să faceți împreună cu partenerul dumneavoastră de Valentine's Day, acum ai încă o ocazie de a-i arăta cât de mult îl iubești. Aceste mici acte sau gesturi de iubire sunt perfecte pentru ziua îndrăgostiților. Lasă-i partenerului un bilețel cu un mesaj drăguț sau cu o veste pe care o așteaptă de mult timp pe oglinda de la baie, astfel încât să fie primul lucru pe care îl vede dimineața. Sau dacă merge la serviciu dimineața, lasă-i partenerului un bilețel cu un mesaj scurt în geanta cu care pleacă, fie și în geanta laptopului, astfel încât să-l găsească atunci când ajunge la muncă. De exemplu, îi poți scrie că abia aștepți să revină seara la domiciliu ca să vadă ce ai pregătit. Chiar dacă sunteți amândoi acasă și lucrați, trimite-i partenerului fără să te vadă un mesaj vocal, un e-mail scurt sau un mesaj video în care îi spui de ce îl iubești. Dacă inclui și expresii mai puțin decente, ai grijă să nu îl trimiți pe adresa de serviciu. Pentru doamne, când partenerul tău ajunge acasă, poți să-l aștepți în dormitor, îmbrăcată în lenjeria intimă preferată, sau poți să nu porți nimic. Pentru domni, când știi că partenera mai are puțin și ajunge acasă, pregătește-i o baie parfumată cu spumă și spune-i că ulterior îi te vei alătura și tu. Planifică o ieșire în oraș și fă-i o surpriză. Începe cu cina pe care o veți lua la restaurantul preferat al partenerului tău, apoi îi poți oferi bilete la un eveniment dintr-un domeniu care știi că îl pasionează, fie că este vorba de un meci de fotbal sau un spectacol de teatru. Surprindeți partenerul de ziua îndrăgostiților cu ceva special pe care știi că și-l dorește, indiferent cât de mare sau cât de mic este acel lucru. Poate să fie ceva material, dar nu neapărat. Trimite-i partenerului la serviciu un curier cu o cutie de prăjituri deosebite sau altceva ce știi că i-ar face plăcere. Și dacă lucrează de acasă sau dacă amândoi lucrați de acasă, ori dacă este zi liberă, poți face același lucru. Scoate câinele la plimbare, spală vasele sau ocupă-te de o altă responsabilitate care de obicei cade în sarcina partenerului tău. Faptul că vrei să iei asupra ta o parte dintre responsabilitățile cuiva, fie și pentru o zi, este mereu apreciat. Umple frigiderul cu berea, vinul sau băutura răcoritoare preferată a partenerului tău, așezând pe unele rafturi și gustările preferate ale acestuia. Ai grijă să faci acest lucru fără să te vadă, pentru a se trezi direct în fața surprizei. Dacă de ziua îndrăgostiților sunteți la muncă, dar nu lucrați de acasă și nu lucrați pentru același angajat, treci pe la serviciu partenerului tău în jurul prânzului și adu-i mâncarea preferată ca să luați masa împreună, mai ales dacă de obicei sau niciodată nu faceți acest lucru. După serviciu, faceți o plimbare cu mașina împreună în afara orașului, într-unul dintre locurile voastre preferate. Oferă-i partenerului un masaj al spatelui sau al picioarelor fără să ceri în schimb un astfel de masaj. Umple-i rezervorul de la mașină fără să-l anunți în prealabil. Prepară-i micul dejun cu ingrediente pe care știi că le preferă și adu-l în pat. Dacă aveți zi liberă, stați în pat toată ziua, pijamalele sunt opționale și desfășurați de acolo diverse activități. Faceți o plimbare târziu în noapte prin cartier, ținându-vă de mână și rememorați diverse evenimente pe care le-ați văzut sau trăit, sau amintiți-vă cum anume s-a schimbat cartierul de-a lungul timpului.